Saya Simina Cernat, saya tinggal di Indonesia 8 bulan dan saya tinggal di Asia 4 tahun. Simina Cernat a testat pe pielea ei cum trăiește un om nomad și cum trec zilele atunci când nu lucrez de la 9 la 5. Nu a fost niciodată în pielea unui angajat și e bucuroasă că a trăit o viață pe care uneori o vedem doar în filme. August! Spune-mi cum ți s-a părut experiența din junglă, în pădure? Îmi doream de foarte multă vreme, de când eram mică, să intru în contact cu triburi și cu oameni care trăiesc în pădure. Mi se părea cumva o viață ideală și a fost foarte important să văd, să experimentez în primă mână ce înseamnă să trăiești în pădure. Nu e foarte amuzant să-ți fie foame. Și nu este o viață idilică, așa cum aveam eu impresia. Oamenii aceia se confruntă cu foarte multe probleme. Eu m-am întors în tribul Naulu, care era cumva ultimul trib animist de pe insulă. Și am fost la vânătoare cu un vânător cu arc și săgeți din bambus și cu câini. Și a fost foarte interesant. Am dormit pe jos, mi-a făcut un acoperiș, ne-a făcut o tabără de vânătoare. Nu a prins nimic pentru că eram foarte lentă în a mă mișca și făceam foarte multă gălăgie și animalele plecau din fața noastră. Ce ar fi trebuit să vă prindeți? Vâna cerbi, casuari, care e o pasăre mare ca un fel de struț, șerpi și tot felul de porci mistreți, tot felul de animăluțe mici. Și după aceea le aducea în sat și hrănea toată comunitatea din ele. Ei nu, vânători nu mănâncă din ce vânează ei mănâncă ce vânează alți vânători. Ei doar vânează și apoi oferă comunității carnea respectivă și vânează doar animale mari pentru că ei consideră că dacă omoară un suflet, măcar să trăiască, adică să mănânce mai mulți oameni dintr-un suflet. Și cum trăiesc oamenii aceia din trib? E foarte curățenie la ei în trib. Au case ecologice, 100% făcute din materiale din pădure, acoperișuri cu frunze din anumiți copaci, casele sunt făcute din bambus, nu folosesc nici măcar cuie. Leagă cu ratan, care este un fel de creangă dintr-un copac, în loc de cuie. Cât ai stat acolo? O lună adunat. Și de mâncare ce mâncai? Ai mâncat cetușare? Am mâncat niște pești și creveți. Eram vegetariană, teoretic. Ne-am luat de la oraș orez alb și tăiței instant și niște zahăr. Nu găseam foarte multe lucruri de cumpărat, însă încercam să luăm cât mai multe lucruri care să ne hrănească și să fie cât mai ușoare, când ar trebui să cărăm în spate toate treburile astea. Și ce metodă de schimb foloseau? Au bani sau...? Au și ei bani. Teoretic n-au nevoie de bani pentru că nu... Că ei au încă un stil de viață foarte conectat cu natura. Vânează, culeg fructe, ei sunt vânători culegători. Doar că de când au intrat indonezienii așa foarte intens peste ei, le-au indus falsele credințe că au nevoie de lucruri de care n-au nevoie și de asta consumeristă, de a cumpăra lucruri cu care nici măcar nu știu ce să facă. Și au început să cumpere, de exemplu, orez și zahăr. Cumpără foarte mult orez, zahăr și cafea și țigări. De aceea, când am plecat, am luat cu noi țigări și cafea pe care să le dăm și baterii, să le dăm cadou oamenilor și se bucurau foarte mult. De exemplu, ei, în loc de orez, mănâncă papeda. Este ca un fel de gelatină care se face din sago. Sago este un palmier. Și taie palmierul respectiv, îl procesează și dintr-un copac, cam o lună de zile, am înțeles că trăiește o familie. Și asta folosesc în loc de orez și carnea pe care o vânează. Care au fost locurile care te-au impresionat cel mai mult? Îmi vine acum în minte un sat din Ladakh, care e un stat din o regiune din statul Jammu Kashmir din India, în care ajunsesem după o zi întreagă de mers pe munte singură, chiar mersesem pe niște voi, mă și rătăcisem cu rucsacul în spate și am ajuns în satul respectiv unde era un camping și mi-am pus cortul, doar că nu era niciun om în tot satul. Și mi-era foarte foame, n-aveam mâncare la mine.
Și nu înțelegeam unde a dispărut toată lumea. Și mergând prin sat, am văzut într-un cort, am auzit niște râsete, am mers acolo și erau toate femeile din sat adunate. Se pregăteau de venirea unor călugări foarte importanți, ei sunt budiști, și coceau pâine pe plită, de fapt o plită făcută din lemne, pe care o alimentau cu balegă uscată de vacă. Și m-au pus pe jos acolo, pe o piele de iac sau pe un covor, nu mai știu ce era, și au început să-mi dea de mâncare, să vorbească cu mine. Noi vorbeam limbi total diferite, le vorbeau în ladachi, eu încercam să vorbesc în engleză sau puțin în hindi, nu conta în ce limbă vorbeam, ne înțelegeam și râdeam și a fost un moment foarte special pentru mine. Altă dată, țin minte că eram într-un sat tot la munte prin Indonezia și m-am întâlnit, eram puțin cam tristă că tot încercau șoferii de taxi, acolo sunt niște taxiuri motocicletă, OJEC se cheamă. E un om care are o motocicletă și poți te urci pe spatele, locul din spate și să te ducă unde vrei. Și încercau să scoată mai mulți bani decât era nevoie de la mine și mă supărasem puțin pe ideea asta comercială de a vedea turistul european ca pe un sac plin de bani. Și mergeam cam amărâtă pe stradă și un câr așa de femei râdeau și s-au uitat la mine și m-au întrebat ce se întâmplă. Și le-am răspuns în indoneziană, știam destul de puțină indoneziană la momentul respectiv. Și le-a fascinat faptul că vorbeam puțin limba lor și m-au invitat la ele acasă, nu m-au lăsat să plec, m-au luat cu ele, mi-au dat de mâncare, au spus că gata, nu mai pleci, stai la noi peste noapte. În ziua următoare m-au trimis într-un sat al unor rude și mi-au spus că trebuie să te duci în satul X și acolo vorbești cu doamna Y și îi spui că m-ai cunoscut și o să te găzduiască. A doua zi nu știam exact, n-aveam smartphone, n-aveam nici hartă, nu știam în ce direcție e satul respectiv și m-am așezat pur și simplu pe bordură, așteptând să-mi pice ceva din cer. Și atunci a oprit un motociclist lângă mine și m-a întrebat ce faci. Zic, aștept pe cineva. Păi pe cine aștept? Zic, aștept pe cineva care să mă ducă în satul X, care nu știu unde este. S-a uitat așa lung la mine și că știu eu unde, stai că te duc eu. M-am dus în satul respectiv, oamenii m-au primit de parcă venea cineva foarte important. Tot satul s-a adunat în jurul meu, a făcut un foc de tabără. Bătrânii satului s-au adunat să mă întrebe despre România, câți kilometri sunt, câte ore faci cu avionul, dacă am copii, de ce n-am copii și tot felul de întrebări la al cărui răspuns nu știau neapărat cum să reacționeze, că pentru ei nu era ceva uzual să vadă femei tinere care călătoresc singure și de ce călătoresc, nu înțelegeau ideea de a călători. Care e cea mai importantă lecție pe care ai primit-o de acolo? Că cred că am învățat în pădure să apreciez mult mai mult ce avem noi în România și în Europa și în viața mea, că pot călători. Mi s-a părut absolut fenomenal că avem libertatea asta și deschiderea de a cunoaște alte locuri și de alți oameni și de a călători și de a face practic tot ce trece prin cap, dacă stai să te gândești. Mie mi se pare că România este o combinație de ce poți avea în Europa de vest și ce poți avea în Asia. Cumva încă mai există aici un fel de libertate și o deschidere foarte mare care s-a cam pierdut în Europa de vest și avem și foarte mult confort și foarte multe oportunități fiind în Uniunea Europeană în direcția vestică, occidentală. La ce te referi atunci când spui că noi avem o deschidere foarte mare? De exemplu, dacă te duci în Austria și vrei să îți pui cotul undeva, o să apară în secunda următoare un polițist care o să-ți spună că n-ai voie să faci asta, că legea nu știu care, articolul nu știu care. În România încă mai poți să te duci cu cotul prin locuri, prin munți și să-ți pui acolo cotul, ne făcând rău nimănui la urma urmei, că nu faci focul, nu te duci să vânezi. Asta e un exemplu care mi-a venit acum în minte. Și suntem mai flexibili noi ca români decât europenii. Sincer, elvețienii, germanii, mi se par foarte inflexibili. Am cunoscut foarte mulți prin lume. Și dacă ceva nu se întâmplă cum au planificat, ei nu mai știu să se descurce. Adică am întâlnit foarte mulți germani, de exemplu, care au aterizat prima dată în India și au pur și simplu paralizați în aeroport când toți oamenii au sărit pe ei să le vândă, nu știu, servicii de taxi, pur și simplu se blocase, nu știam ce să spună, ce să nu spună. Și eu mi-am dat seama că venind din România, mi-era destul de ușor și intrând în contact cu foarte multe clase sociale și foarte multe feluri de oameni, mi-a fost foarte ușor să mă adaptez în multe locuri și cu foarte mulți oameni. Adică nu mă șoca nimic când venea un cercetător fără picioare, cu o mână în India și știam că e foarte mare mafia cercetorii și acolo nu mă dădea pe spate, nu începeam să plâng, nu,
Da, dacă se ducea la un elvețian, deja omul nici măcar nu mai știa ce să mai spună, ce se bloca total. Simina, cum e să trăiești singură? Este foarte bine. Mă consider destul de sălbatică și mi-e mult mai simplu să trăiesc singură decât cu oameni în jur. Și când ai decis să pleci singură în călătorii? Am decis într-un moment destul de ciudat din viața mea. Am fost la dentist, mi s-a făcut o anestezie, trebuia să-mi scoată o măsea de minte și am leșinat, am încetat să respir pentru, nu știu, probabil un minut. Când m-am trezit, dentistul era foarte speriat și atunci mi-a trecut cumva toată viața prin fața ochilor ca într-un tren. Și când m-am trezit, am simțit foarte pregnant că toate lucrurile sunt foarte trecătoare și că ar trebui să trăiesc acum ce vreau să trăiesc și că nu este timp de amânare și de procrastinare cumva.